Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, etalare pentru 2021 decembrie. Iată, se încheie și anul cu ziua voastră de naștere. Vă doresc la mulți ani, multe bucurii, reușite, să aveți puterea să vă descoperiți această calitate pe care de fapt toți o avem în momentul în care creștem spiritual, de a fi fără limită. Interesant că totuși cartea a venit invers. Trebuie să descoperiți că sunteți fără limită. Din păcate, nu știu de ce, totuși a fost primit sau marcată cu numărul 4. Cred că simt că mai degrabă trebuie să ieșiți din niște tipare, din niște elemente fixe, ca să vă descoperiți această natură aventuroasă, plină de pasiune. Nu zic că nu știți că nu aveți pasiune, dar poate că uneori vă puneți bariere, restricții, interdicții în anumite domenii. Nu, sunteți fără limită. Nu uitați că sunteți marcați, toți de fapt suntem marcați de Jupiter undeva într-o casă, într-o zodie. Acest Jupiter reprezintă expansiunea noastră, a voastră, mentală, emoțională, spirituală și materială. În momentul în care descoperiți acest lucru și vă împliniți voi cu voi înși, vă sunt două lebede înăuntru, voi trebuie să vă înțelegeți bine cu voi, să fiți în echilibru și apoi vă veți atrage. Armăsarul, unicornul, ființa aceea ciudată și altfel, pe care o meritați. Hai să vedem energia generală în acea. Nu uitați că ce zice you can do anything you choose. Trebuie să alegeți. Ideea e că trebuie să alegeți. Energia generală în această perioadă pentru săgetători. Energia generală pentru săgetători în decembrie 2021. Și apoi să facem cruce celtică așa cum fac de obicei. Energia generală. 6, interesant. 6 de apă. Posibil vă împăcați cu cineva, vă este dor de cineva. Sau dacă nu e vorba de împăcare, vă reîntâlniți cu cineva din copilărie sau o persoană foarte dragă, foarte dragă, la care v-ați gândit, pe care îi simțiți chiar și de la distanță. Interesant că la capătul setului de cărți, aici, aveți, îmbrățișați-vă emoțiile și acestea sunt apele, sunt emoțiile noastre, 6 de cupe, îmbrățișați-vă emoțiile. 8 și cu 1, 9, vedeți, am vorbit de nou și de unicorn. Îmbrățișați-vă emoțiile, eventual, dacă vine cineva care vă creează emoții, îmbrățișați, interesant, 6 de aer, 6 și 6. Da? Cineva vine de la distanță, își dorește împăcarea sau voi vreți să faceți un drum, să vă întâlniți cu niște prieteni. Nu e obligatoriu să fie poveste de amor, dar poate să fie, da? În momentul în care vă veți întâlni cu acest personaj drag, foarte drag, petreceți timp de calitate și îmbrățișați-vă emoțiile. Să nu vă fie teamă de toate stările prin care trece inimioara voastră. Și permiteți-le să iasă la suprafață, să vadă și oamenii, da? Ca să poată să fie acceptate. Petreceți timp de calitate, am zis, și nu uitați că sunteți puternici. Priviți la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât credeți. Decât credeți. 6 de aer. Am zis că la o călătorie vreți să vă detașați. Să vă detașați eventual de casă. Sau să mergeți înspre casă unii dintre voi. Cu 3 de apă și 6 de apă, să vă reîntâlniți cu cineva drag și să manifestați vindecare. Astfel de cupe, vindecare, perluța aceasta să înceapă să prindă formă în voi. Nu, ce frumos! Astfel de cupe. O nouă dragoste. Și poate să fie, repet, prietenie, vindecare, nu musai să fie o nouă poveste de dragoste, dar poate să fie și de amor și pasiune. Însă, pentru acest lucru trebuie să vă detașați de apele tulburi, să nu uitați că sunteți fără limite. Și dacă nu merge într-o direcție acum, poate să meargă altă dată, voi schimbați-vă orientarea în
înspre ce merge, ca între timp să se deblocheze ce cumva, eu știu, v-a creat probleme. Hai să vedem. La capătul setului de cărți, 10 de monede. Iar familia, după o perioadă de criză financiară, emoțională, pasională, după un abandon, vă găsiți stabilitatea într-o formă sau alta. Hai să vedem. Săgetători, odată. Uf, ce apare? Apare steaua, aveți credință. Aveți în credință, rămâneți independenți, frumoși, wow, plin de valoare. Am văzut și de trei de spade în timp ce amestecam. Sunteți decepționați de ceva, dar trebuie să renaște, să vă regăsiți credința, soare și temperanța. Independența pentru unele dintre voi, unii dintre voi, da? Independența. Și iar credința, foarte multă chestiune care ține de spiritualitate, de credință, de vindecare, de comunicare cu îngerii. Ce frumos! Ia! Săgetător, soarele, mă venit ascendent, nodul nord în săgetător. Decembrie 2021. O dată. De două. Iar apare soarele! De trei ori! De trei ori și unde îl pun pe acesta? Iar trebuie să amestec. Soarele și cavalerul de bâte. Mergeți înspre lucrurile care vă încălzesc, care vă bucură. Copilul divin din voi. Hai că îl pun aici. Pentru că urma să tai cărțile. Spre trezire spirituală, explorați alte zone din voi, creative. Copilărești. Copilăroase, cum vreți să vă ziceți, spirituale. Faceți căldură în casă și în sufletul vostru. Central, 6 de monede, provocarea, împărăteasa. În trecutul îndepărtat, regele de monede. În trecutul apropiat, 2 de bâte. În viitor, 4 de spade. În viitor apropiat, actual și apropiat, valetul de monede. Sfatul, uite, sunteți fără limită. Mergeți, alegeți, mergeți în direcția destinului vostru. Am văzut și steaua și soarele, da? Exterior, soarele, cineva vă inspiră. Sper că această etalare să fie parte din motivele voastre de inspirație, da? De ce vă este teamă de îndrăgostiți? Să nu vă fie teamă să iubiți a doua oară sau pe altcineva. Poate vă este teamă că trebuie să alegeți. Sau că cineva trebuie să vă aleagă. Ce reușiți să faceți, marele preot? Să crește spiritual, ar fi frumos. Sau, de fapt, ce vă doriți și ce reușiți să faceți? Măi, vă echilibrați. Wow! Wow! Împăratul și împărăteasa, vă atrageți, se face dreptate. Uf! Se face dreptate într-o relație foarte dură, ops. Eventual vindecați cu regele de cupe. Obsesia pentru cineva? A unui personaj care încercă... Oh, haideți că vă citesc imediat. Da. Da, blocați. Blocați pe oamenii care v-au creat probleme. Și alegeți oamenii care vă susțin. E, o să pun cărțile deoparte deocamdată. Hai să vedem. Să citim cărțile. La capătul setului de cărți, cavalerul de monede. După o perioadă de stagnare. Stagnare aparentă sau legături karmice intense, tocmai ca să vă trezească, să aveți acces la acel soare pe care l-am văzut de câteva ori, inspirație divină. Este și aici. Da. Este prezent. Cineva se bucură de voi, vă inspiră. Eventual vă ia alături cu 6 de cupe. Deci, dragii mei, cei cu planete în săgetător, în mod special soare, lună, Venus și ascendent.
De fapt, aș vrea să pun un pic altfel cărțile. Ce reușit să face să fie în față justiția, se face justiția divină. Dați-mi voi să le așez un pic cărțile, ca să le vedeți și voi mai bine. Deci, în sufletul vostru, vă doriți dreptate, echilibru, vreți să vă echilibrați, da? Vreți să vă echilibrați pentru că ați trecut prin niște situații dezechilibrate. Ori voi a trebuit să împărțiți din bănișorii voștri, din timpul vostru, din energia voastră, în prea multe direcții și n-ați mai avut timp de voi. Aici este provocarea să crește, sunteți fără limită. Împăratul și împărăteasa sunt fără limită. Dar în primul rând provocarea este să vă iubiți, da? Să vă îmbrățișați emoțiile. Să vă îmbrățișați emoțiile, să creșteți din punct de vedere spiritual cu împărăteasa și marele preot, să creșteți din punct de vedere spiritual, cineva vă inspiră. Poate un copil pentru unii, cu soarele, da? Dacă sunteți mame, vă readuce într-o situație sau vă readuce aminte că iubirea s-a manifestat, iubirea divină s-a manifestat prin voi ca mame, prin acești copii. Și trebuie să rămâneți în această vibrație, în continuare, în pofida dezechilibrelor prin care ați trecut. Asta zic pentru că am văzut trei de spade. Însă, în sufletul vostru vreți să oferiți echilibru, să oferiți ceva. Ah, interesant, să oferiți un dar unui copil, poate. Sau un copil că tot ziua voastră vă face un cadou. Simplu. Însă, în continuare, la baza acestei cruci este regele de monede, pe care cred că l-am văzut și sub forma împăratului și diavolului. Este un personaj important, cu o poziție profesională, financiară sau importantă, sau căsătorit. Pentru mine, regele de monede, adesea și împăratul sunt căsătoriți. Și justiția și marele preot sugerează tradiții, căsătorie, contracte, la locul de muncă și acasă. Chestiuni care țin de karmă, da? Dar care trebuie schimbată. Pentru că nu întâmplător marele preot are numărul 5. Trebuie schimbată karma 5 înspre dharma, da? Înspre echilibru, înspre 6. Posibil că acest personaj a trebuit să vă ofere și vouă și altor persoane. Sau voi a trebuit să vă faceți timp pentru job prea mult și mai puțin pentru copil. Și aici este provocarea să reveniți la poziția voastră de mame, de persoane iubitoare, generoase, blânde, creative. Da? Și să creșteți vibrațional, nu să rămâneți în zona aceasta a monedelor, pentru că Venus înseamnă, într-adevăr, bogăție, dar înseamnă abundență, nu neapărat bogăție materială. Este o mare diferență. Da? Asta include și inima, și sufletul, și multe alte lucruri, și spiritul. În ultima vreme, doi de pute, v-ați făcut planuri. Ce să alegeți? Da? Ce să alegeți? Această situație despre care am zis mai devreme, în care ați oferit poate prea mult, da? Sau revenirea voastră. O chestiune împărăteasă aceasta ne spune că totuși sunteți conștienți, chiar dacă e o provocare, încă n-ați ajuns acolo, dar sunteți conștienți că trebuie să vă reechilibrați viața. În ultima vreme poate ați fost puși să alegeți între două situații, între două joburi, între două case, între două pasiuni, două hobby-uri. Unul care vă ține pe loc și vă dă stabilitate și în care ați investit poate prea mult și altul care în acest moment nu vă dă stabilitate, dar vă poate crește. În timp. Dacă știți cum să investiți corect. În fine. Pentru că undeva în subconștientul vostru nevăzut este acest cavaler de monede. Știți că dacă vreți să vă refaceți, să vă vindecați de un trecut, vindecați de această situație, 4 de spade, oarecum dezechilibrată, trebuie să aveți răbdare, ca să mergeți înspre regina de monede, înspre... Uite, am zis că ați avut decepții, da? Decepții, secrete, confuzii, ca să mergeți înspre abundență, înspre dreptate. În prezent apare acest vale de monede. Oricineva vă cheamă la o întâlnire, oricineva vă oferă ceva.
Poate e un copil sau pur și simplu un personaj îndrăgostit foarte vesel care vă aduce o bucurie. Vă face o bucurie. Cineva vă face o bucurie. V-aș face și eu. Sper că această etalare să fie o bucurie pentru cei care vezi planete, mai ales Soare în Săgetător. În viitor, cu patru de spade, veți fi mai aproape de Dumnezeu. Dacă cumva decepțiile pe care le-ați avut v-au îndepărtat de Dumnezeu, veți fi mai aproape de Dumnezeu și cred că veți începe să practicați mai mult meditația și să manifestați, pentru că vă doriți să tăceți mai mult și să creșteți în interior. Vedeți? Cum am zis mai devreme, e o creștere, abundența aceasta se manifestă în interiorul vostru. Să înfloriți. E ca o casă plină de flori. Nici nu știți exact, nu știe nimeni ce e în casă, dar casa aceea e plină de flori și de lucruri frumoase, da? Și în afară este simplă. Poate chiar austeră. Pentru că e casă, interesant, este numărul 4. Și iar aveți numărul 4. Este interiorul vostru. Interiorul vostru. Vă vindecați de niște răni, nu doar despre care am vorbit din trecut, dar și răni care vin prin familia din care vă trageți. În fine, sfatul este Faetonul. Să alegeți, iar aveți de ales. În ultima vreme știți că aveți de ales, de făcut planuri. Alegeți să mergeți înspre steaua voastră, înspre destinul vostru. Eventual cineva vă inspiră. Am mai zis. De ce vă este teamă? Că poate nu vă veți echilibra, nu întâmplător. Am zis că a venit cartea invers. Dar trebuie să descoperiți această capacitate să vă echilibrați, dragii mei, mai întâi în voi și apoi prin alții. Poate că vă este teamă că nu alegeți corect. Poate că încă sunteți unii dintre voi încă îndrăgostiți sau alții, pentru că ați fost răniți în dragoste, vă este teamă să vă reîndrăgostiți. Vedeți și voi. Voi trebuie să vă analizați temerile, fricile, rănile, ca să le puteți vindeca într-un fel sau altul, împărăteasa vindecă. Dar eu cred că vine cineva care vă ajută în acest proces de vindecare. 6 de cupe, da? Arată. În general, în tarot, sunt două persoane. Aici este doar una. În primul rând, trebuie să vă vindecați voi, cu voi, să mai așteptați să fiți salvați. Dar sigur, există cineva în preajmă care vă va inspira într-un fel sau altul. Ce vă doriți, marele preot? Stabilitate, eventual o căsătorie frumoasă pentru unii dintre voi, dar săgetătorii trebuie să descopere această unlimited. Era o melodie. No, no, limit, no, no, no. Bine, eram din tinerețe, ceva. Nu știu că era rap, disco. No, no, limit, no, no. Trebuie să descoperiți că puteți crește spiritual în aceste direcții despre care am vorbit. În interior, în afara tradițiilor, aș spune eu. Adică spiritualitatea înseamnă mai mult decât tradiții. Dar unii poate vreți să mergeți la preot, să vă confesați, să vă vindecați. Să fiți mai aproape de Dumnezeu, a zis cu marele preot și patru de spade. Pentru că vreți să vă atrageți justiție. Pentru că asta veți face. Vreți justiție divină și va veni justiția divină. Și am zis mai devreme că vom explora și asta. Va veni justiția divină. Se va face dreptate în legătură cu un personaj care a fost foarte dominator, toxic, obsesiv. Perechea voastră poate. Dar cui mai pasă? Dacă perechea voastră divină nu e suficient de evoluată, da? Și vă ține în cătușe. Pentru că sunt perechi și perechi. Da? Aceasta trebuie să o vindecați. Interesant, poate. Da, trebuie să o vindecați. Va fi un moment trăsnet. Care va...
Va explica multe lucruri pe care nu le-ați înțeles până acum. Va face lumină într-un întuneric. Și vă va pune să decideți ce vreți. Să manifestați, să manifestați. Da? Posibil, interesant. Șase de aer, văd și aici. Văd și aici. Cineva să vă facă o propunere. Se zbate. Se zbate foarte mult pentru această propunere, pentru iertare, pentru împăcare. Posibil. Dar, dragii mei, eu nu vă dau niciun sfat, doar citesc cărțile. În primul și în primul rând, cea mai importantă este vindecarea. Și apoi, în funcție de cum vă vindecați, luați decizia corectă. Pentru că atunci când sunteți nevindecați, clar nu ia nimeni decizia corectă, da? Hai să clarificăm acum. Hai să și clarificăm, da? 6 de monede. O dată, de două ori, de trei ori. 6 de monede. Conflict, aici este. Dacă cineva la care a ținut a trebuit tot timpul să-și facă timp pentru voi și altă persoană, ia uitați. Iar apare trei persoane, conflicte, jocuri mentale, argumente. Poate că i-au avut discuții acolo și și-au găsit pacea și liniștea în preajma voastră, dar nu-i suficient, da? Nu este suficient. Pentru unii este posibil, cu cinci de spade, să simțiți în sufletul vostru legătură cu un personaj care nu știe, încearcă să găsească soluții, cum să echilibreze situația, pentru că știe că a fost dezechilibrată. Pentru că vrea victorie. 6, iar 6, 6 de apă, 6 de aer, 6 de spade, 6, 6, 6. Da. Vrea victoria și să ofere ceva. Valetul de monede, asul de monede. Dar cred că cineva, totuși, cu 6 de cupe, cineva vrea să se împace cu voi. Să reechilibreze. Nu degeaba apare justiția. Clarificăm împărăteasă. O dată. De două ori. Zece de monede. E o mare diferență între a fi bogat, da? Și a fi abundent. E o mare diferență între a fi perechea cuiva karmică, da? Care se creează ceva, o să de stabilitate, și a fi perechea divină. Și regina de cupe. Iubiți-vă. Măi, cineva vrea să se împace cu voi. Scuzați-mă. Da? Ia uite. Roata norocului. Vrea să schimbe energia. Iar apare șase de cupe pe care îl vedeți acolo, da? Îl vedeți acolo în depărtare. Da? Vrea să revină cu 8 de cupe. A încercat să se detașeze de legătura dintre voi, dar vrea să revină și să ofere, să exprime dragoste. Mai dăm o carte, ceea ce 10 de monede și împărăteasă odată. De două ori. Ia uite, 6 de cupe, mai. Asta e. Vrea să muncească în relație cu voi. Să renască, să renașteți. Wow! Da? Visează! Că veți renaște. Dintre toate opțiunile, voi sunteți asul de cupe. Eu așa simt să citesc. Așa sunt ghidată. Vrea să muncească în această relație. Acum, pentru că șase de cupe înseamnă întâlnire cu un suflet drag sau pereche. Aici este provocarea, împăcarea. Pentru ca să separăm un pic mesajele, dacă nu ne mai gândim la nicio împăcare, provocarea este să ieșiți din acest conflict mental,
pe care îl aveți încă în suflet datorită unui dezechilibru și să vă întâlniți cu familia, cu oameni din copilărie, care, cu mama, eventual, care vă ajută să vă reechilibrați, da? Alt mesaj. Acum, hai să vedem 2 de bâte ce înseamnă. Clarificăm 2 de bâte. Odată. De două ori. De 3 ori. Vai, 2 de cupe. Asta este. Da. La distanță, a fost o distanță între voi și cineva. Au fost niște secrete. Poate chiar un trio. În fine. Dar, în primul rând, o distanță. Trebuie să vă detașați emoțional. De acest suflet pereche. Ca să învățați și voi să vă setați viața dintr-o altă perspectivă. În primul rând, echilibru, cum am zis mai devreme, este în voi și apoi prin celălalt. 2 de cupe, 2 de... Posibil și ei au trebuit să vă aleagă dacă este o a doua persoană. Acum, că este că nu este o a doua persoană, în ultima vreme vrei să vă recreați o altă viață, o altă viață în care nu stați pe loc, ci deveniți fără limită, cum am spus mai devreme, creați o nouă lume ca să vă atrageți un suflet pereche. Mai dăm o carte pe acest suflet pereche, 2 de cupe, 2 de bâte, o dată, de 2 ori, clarificăm. De 3 ori. Ia uite puterea acestea. În primul și în primul rând, puterea o găsiți în voi, dragii mei. Da, cineva, un suflet pereche, a trebuit să aleagă, da? Atracție foarte mare între voi, foarte mare, a trebuit să aleagă între voi și, eu știu, o situație care ținea pe loc, o căsnicie, un job sau pur și simplu o relație care ținea sau un fel de a fi care ținea pe loc. S-au abținut cu puterea. S-au abținut. Și pentru că s-au așa abținut aceste impulsuri, această atracție, posibil că și voi, și mi se pare normal, a trebuit să alegeți, să vă reprogramați, să vă reorientați înspre voi. Da? Aici este. Alegerea aceasta v-a creat aceasta, pentru că sunt trei totuși, da? Cineva trebuie să aleagă. Atunci provocarea este, până alege, concentrați-vă pe voi, pe cine vă este vouă drag. Știți că familia nu tot timpul oferă bucurii, dar pentru cei care au o familie faină, da, întâlniți-vă cu familia, cu prietenii, cu mama, cu copii. Aici e provocarea. Și dacă nu e vorba nici de familie, se dorește împăcarea, am zis clar. Pentru unii. Vedeți unde e? Pentru că sunt mai multe mesaje, vă rog frumos să vă găsiți poziția. Clarificăm valetul de bute, de monede, pardon, în prezent. O dată, de 2 ori. De 3 ori. 9 de bute. Ați putea să fiți voi, dacă vine cineva să fiți personajul care vrea să se împace, să fiți așa mai... mă mai gândesc. Pentru că m-am simțit rănit. Asta pentru că și în viitor vreți să fiți mai precauți, mai meditativi. Da. Pentru că iar apare un doi. Și apare și o separare, o tăcere. A fost o separare, a fost o tăcere necesară ca celălalt să înțeleagă adevărul, să înțeleagă multe lucruri despre el, ea, să se iubească, să aleagă din iubire, nu din necesitate fizică anumite persoane sau situații, dar în același timp și voi ați crescut, da? Pentru că poate să fie și transformarea voastră în această situație, în această perioadă, da? Și dacă voi vreți să vă concentrați pe dragoste față de voi, rămâne de văzut cum vor participa cei care vor să-și ceară scuze. Mai dăm o carte pentru acest prezent. O dată. De 2 ori, prezent viitor apropiat. De 3 ori. Iau, regele de cupe. Da. Wow. Ia uite, aș ne-a apărut la capătul setului de cărți. Împăratul, da? Intoxicat de gânduri, da? Posibil acest împărat ar vrea să-și lase soția, regele, regina de monede, ca să vină înspre voi. Vedeți,
Nu fie acest mesaj pentru toată lumea, dar pentru unii posibil să fie. Pentru că vrea cu tot din sus să exprime dragoste pe care o are. Are dragoste, regele de cupe. Acum, ca să nu mai vorbim de o altă persoană, în prezent, trecem peste mesajul cu a doua persoană, da? Deși există, cu șase de cupe, păstrăm. E light motivul multora. Dar dacă nu e vorba de împăcare cu cineva și întâlnire cu prietenii, în prezent arată că începe să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional, să învățați din lecțiile voastre și nouă, am vorbit de nouă chiar de la început, da? Să vă îmbrățișați frumos, ce frumos, da? Să vă îmbrățișați emoțiile, ce drăguți, să descoperiți că sunteți fără limită, chiar dacă sunteți răniți, mergeți mai departe, mai departe, mai departe, da? Întotdeauna există o portiță. Nu există niciun blocaj de netrecut, da? Sunt blocaje în spate, în față, întotdeauna există o portiță. Dacă nu e, o faceți voi. Da? Și valetul de monede sugerează și faptul că în prezent sau viitor apropiat veți petrece timp de calitate cu cineva, cu persoane dragi. Șase de cupe, persoane dragi. Și manifestați prin acest lucru parte din reechilibrarea voastră. Da? Asta în cazul în care nu e o altă persoană. Dar eu zic că pentru mulți este o persoană. Hai să vedem. Clarificăm faetul. E o persoană nu neapărat toxică, cât obișnuită să stea într-un mental toxic, tradițional, cu dorința foarte mare de a controla, poate și un pic obsedat sexual, dar am senzația că acest personaj își lasă soția sau mama sau persoana care a fost feminină, care a fost stabilă și o dorește în spate ca să vină înspre voi, pentru că există o obsesie, uitați, 9 de spade și diavolul, obsesia de a fi cu voi, împăratul și împărăteasa. Pentru unii, vedeți unde sunteți, veți trăi și veți vedea, cuvintele vor rămâne în mintea voastră și vă veți aduce aminte de această etalare când se va întâmpla. Odată și îmi veți transmite. Faeton. Hai să vedem. Clarificăm faetonul, sfatul, odată, de două ori, de trei ori. Ok, acesta îl vrei? Ia uite. Mergeți, sfatul, mergeți. Sunteți fără limită, nu stați pe loc. Posibil să vină cineva să vă cucerească. Îmbrățișați emoțiile pe care le veți simți. Posibil să vină cineva. Faetonul. Posibil că ei aleg să vină spre voi. Îmbrățișați-vă emoțiile, petreceți timp de calitate împreună, echilibrați-vă, vindecați-vă. Da? Pentru că șase de cupe înseamnă vindecare. Nu înseamnă musai. Deci e o păcare. Nu înseamnă musai că veți fi în continuare iubiți, iubite. Nu. Vă împăcați. Rămâne de văzut în cât timp veți mai fi, dacă veți mai fi. Dar vă împăcați. Echilibrați situația. Da? Este o dorință de a ieși, de a depăși niște minciuni, autosabotaje, blocaje mentale, nu? Cine a fugit de succes își dorește să-l manifeste acum. Da? Clarificăm soarele. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, șase de băte. Iar cineva vrea să vă cucerească sau vine în viața voastră un personaj foarte vibrant, plin de veselie, de energie pozitivă și vă ajută, da? Vă ajută să vă reechilibrați. Vă influențează în bine. E o influență pozitivă. Eu așa o văd. Ia uite, judecata. Vedeți și vă, opa! Moartea, șapte de monede? Un personaj care n-ați mai auzit de foarte mult timp, un întâmplător, apare șase de cupe, light motivul, de care n-ați mai auzit de foarte mult timp. A fost o separare și o așteptare cu șapte de monede, de aia zic de foarte mult timp. Posibil acest personaj își dorește să refaceți ceva. Poate să fie și o prietenie, nu vă fixați musai pe povești de dragoste, dar poate să fie prietenie, colaborare, ceva frumos, că e șase de cupe. Vedeți, uitați, șase de cupe acolo și echilibru ca și reușită. Clarificăm îndrăgostiții odată, de două ori, de trei ori.
Da, aici este. Doi de, iar 2, 2, 2, probabil că vedeți adesea 2. Vă este teamă că nu veți fi aleși sau că nu veți, fi, nu veți ști pe cine să alegeți. Dacă sunt două persoane, nu veți ști pe cine să alegeți. Dacă ei trebuie să aleagă, vă este teamă că nu vă vor alege pe voi. Nu știți pe cine să alegeți în dragoste și aici este teama voastră. Clar, iată, da? Cineva fuge de acasă. Cineva fuge de acasă. Poate că ei vor să vină să vorbească cu voi. Ops. Da. Și pentru că, iar, posibil că ei au această problemă a felul în care cântăresc situațiile, poate au planete în balanță și cântăresc mai greu planete, neapărat zodie, da? Și atunci cântăresc mai greu situația și creează impresia că sunt mincinoși. Dar nu musai, nu musai. Să știți că de multe ori ne mințim și singuri. Este ușor să-i acuzăm pe alții că ceilalți ne mint. Nu, și noi ne mințim, creându-ne impresii, iluzii, așteptări, să nu uităm că e bine să fim în echilibru, da? Hai să vedem ce înseamnă Marele Preot. Ce vă doriți, Marele Preot? Oameni stabili, da? O dată. De două ori. Creștere spirituală vă doriți. De trei ori. Ia uite, valetul de cupe. O căsătorie și un copil. O căsătorie fericită și un copil sănătos. Ce frumos, nu? Așteptați ca ei eventual să se împace. Vă doriți să facă un gest, să-și exprime emoțiile, să-și îmbrățișeze și ei emoțiile, să iasă în această atitudine rigidă, pentru că Marele Preot este destul de rigid, tradițional, că așa a fost învățat de familie, iar familia o avem și aici. Și 6 de cupe să vină, da, vă doriți să vină să-și depășească această educație, da, educația este cea care vi doriți să exprime ceva din emoțiile pe care nu le-au exprimat până acum. Pe de o parte. Acum, iar scoatem din peisaj a doua persoană, dacă e vorba doar despre voi, vă doriți oameni asumați, care își exprimă măcar din când în când emoțiile, da? Cu care puteți să aveți stabilitate, creștere spirituală, eventual copilul vostru să fie bine, să fie educat, vă doriți, da, copilul vostru să fie educat, să-l duceți la biserică, să-l duceți la profesori buni, poate un profesor, iar vă doriți pentru unii dintre voi, vă doriți un profesor spiritual care este blând, copilăros, jucăuș, da? Nu e atât de sobru ca alți profesori. Ce vă mai doriți? Să munciți înspre creșterea voastră, să munciți înspre creșterea voastră spirituală și înspre stabilitatea voastră. Acum, ce vă doriți? Hai să clarificăm. Pe fugă, 4 de spade. O, 4 de spade este valetul de bâte. Interesant. 4 de spade. Valetul de bâte. Vă vindecați de... Sau vă calmați, neapărat vindecați. De atracția față de cineva. Nu neapărat că vă anulați atracția, nu. Vă calmați gândurile vis-a-vis de un personaj față de care simțiți atracție. Iar văd copilul care trebuie ordonat și educat pentru cei care aveți, da, sunteți mame și aveți copii. Copilul trebuie educat, temperat, educat. S-a zis de două ori educat, da? Educat și din punct de vedere spiritual. Pentru alții, o să vină cineva, 6 de aer, iar apare 6 de aer, o să vină cineva, da? După o perioadă de tăcere, să-și exprime. Se exprime. Posibil, iar, va fi două, vor fi, posibil să fie două persoane. După ce vă întâlniți cu o persoană, să apare cealaltă persoană. Posibil. Clarificăm justiția ca și reușită o dată, de două ori, de trei ori, ok? Ia uite, judecata. Judecata. Judecata și justiția s-ar putea să fie niște chestiuni și doi de spade în tribunal. Ori voi, ori cineva trece printr-un tribunal. Deci tăcerea aceasta, să știți că se clarifică niște lucruri, se rup niște contracte, se judecă lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă. Există dragoste, există bucurie, dar un personaj are de trecut peste niște probleme complexe, complexe. Judecă. Ce reușiți să faceți. Pe de o parte.
Acum, pe de altă parte, judecata și justiția. Veți judeca în echilibru, veți asculta inspirația divină. Nu doar regulile pe care le știm și dreptatea pe care o știm din punct de vedere uman, dar veți înțelege și judecata și dreptatea din perspectivă divină. Dar veți renaște. Echilibrați. Mai dăm o carte pentru această reușită. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Și vezi, care a apărut mai devreme, da? Cavalerul de monede și steaua, ce frumos, și steaua a apărut mai devreme. Începe să vă reconstruiți viața în dreptate, în dharma, în dharma, să vă eliberați de karma. Acum, evident că poate să fie o chestiune legată de Pluto, de Scorpion, de balanță, de vărsător, dacă vreți. Planetele voastre sau ale cuiva? Cuiva, nu știu, nu zic musai să fie persoana de care sunteți îndrăgostiți, poate să fie și persoana de acasă, da? E o chestiune care ține de ruperea unor contracte, de renaștere, da? De renaștere. Și de mers, iau te fai, tot nu merge către stea. De reconstrucția misiunii voastre spirituale și a reconstrucția destinului vostru. Că tot aveți soarele în zodie, da? Reconstrucția destinului vostru. Cineva se separă ca să se redirecționeze înspre destinul său. Că sunteți voi, că e o persoană, veți trece, veți vedea și veți povesti. Acum că e o altă persoană și apare în întâlnirea voastră, e normal, pentru că e legătura dintre voi, da? Dar, limitându-ne doar la persoana voastră fizică, începeți să renașteți în dreptate, să vă atrageți dharma, să vă eliberați de karma, să judecați, de fapt, ce înseamnă karma și dharma. Să fiți în echilibru emoțional, am văzut și cu regele de cupe, da? Și să vă reconstruiți cu răbdare, cu precauție, cu înțelepciune, cu ordine și planificări bine făcute. Să vă reconstruiți, să vă vindecați. Da, frumoase cărți, frumoase. Dar iar vine cineva. Vine cineva. Să nu uităm și să nu uitați varianta asta. După o tăcere, după o ruptură, dragostea a rămas între voi și o persoană. Poate că ați și uitat persoana voastră și veți vedea. Vine cineva care vrea să reconstruiască și să vindece situația dintre voi. Vă pup! Abia aștept să-mi povestiți. Eu știu când, poate îmi povestiți în ianuarie, nu neapărat în decembrie. Rămâne de văzut. Să nu uitați această etalare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată, numai bine și la mulți ani. Pupici, 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 culipici și sclipici. Ceau, ceau!